Dacă ați avut o zi bună, mai gândiți-vă. Sigur există ceva care poate strica tot. Sau dacă nu, vă ajută ea. Să o primim cu aplauze pe Teodora Nedelcu. Teodora Nedelcu încă în viață, bravo ei. Ne bucurăm foarte tare să vedem în viață în fiecare an. Bravo. Această doamnă avea acest vestitor al primăverii. De la Cernobâl. Bună seara, mă bucur să vă văd. Bună seara! Ce faceți? Bun, dar câtă veselie și cât zâmbet! Ca să vezi cum se schimbă lucrurile. Am cumva o explicație pentru chestia asta. De curând am participat la un eveniment tragic și am avut o revelație. Am participat la o mormântare și mi-am dat seama că, bă, viața chiar e scurtă. Și cumva am avut chestia asta și mi-am dat seama că îmi doresc să trăiesc viața la maxim. Și cumva e destul de greu să trăiești la maxim când ai salariu minim pe economie. Cam greu să trăiești. Eu până acum am trăit o viață corectă și am făcut asta pentru că n-am vrut să-i supăr pe părinții mei, am supărat destul că m-am născut. Și după aia am zis, ok, de acum o să fac totul corect și nu știu cum dracu am mers după legile astea atât de corecte, că aparent am făcut totul greșit, am ajuns vai mei. Dar sunt hotărâtă, chiar sunt hotărâtă să trăiesc la maxim și deși sunt un om depresiv, mi-am dat seama că eu chiar fac opusa tot ceea ce face un om depresiv. Că eu nu beau, nu fumez, nu mă droghez, mănânc sănătos, fac sport. Uite și acum eu până la ora asta am băut deja 8 litri de apă plată. Dacă îmi zun spre casă mai opresc la o benzinărie, îmi cumpăr și 2 portocale, tot e ce seară minunată, de-abia aștept să ieși săptămâna viitoare din casă. Unde au încăput 8 litri de apă în corpul ăla mic? Și pentru că m-am hotărât să trăiesc la maxim și nu știu cum, pentru că n-am făcut-o până acum, am căutat pe net sugestii și prima sugestie a fost salt cu parașuta. Și eu am fost, ok, de unde bani de parașute, că eu nu am așa ceva. Adică mă și gândesc cum dracu funcționează algoritmul de la Google, pentru că eu cu o oră înainte căutasem de unde aș putea să-mi cumpăr pâine second hand. Și acum, cumva, ăștia cu saltul cu parașuta încercau să te convingă să faci. Și au merită toți banii, o să vezi, e un sentiment eliberator. Și eu bă, acum nu vreau să fiu împotriva curentului, dar mă, eliberator mi s-ar părea să sari fără. Te eliberează de tot. Altă sugestie era să călătorești mai mult. Unde să călătoresc eu cu 16 milioane pe lună? Unde mă duc eu în timp? Unde dracu să mă duc? Și m-am enervat că eram ok, dar dăm sugestii. Nu-mi da sugestii pentru Elon Musk. Dă-mi sugestii pentru dal de cârpă în ca mine. Ce dracu dai sal cu parașuta și călătorești mai mult? Și în sfârșit am găsit ceva care mi se potrivește. Era o sugestie, fă-ți unghiile cu ojă. Așa, dracu, vii de acasă. Acum mă încadrez și eu. Și am zis, fii atent, no, doamne, ce nebună să fiu, cum o să spun eu familiei ce viață nebună duc acum, eu cu unghiile cu ojă. A doua era, ține un jurnal. Și am zis, da, viața mea este mult prea interesantă ca să nu mi-amintesc peste 30 de ani ce făceam. Și am început de-a doua zi de dimineață, am scris, dragă jurnalule, m-am trezit. 10 ore mai târziu, dragă jurnalule, mă culc. Ce am făcut între unghiile cu ojă. Și mi-a atras atenția faza cu bucket list-ul, să faci o listă cu lucruri pe care vrei să le faci până mori. Și eu eram să aștept. Că cumva încep să-mi pierd răbdarea, nu știu ce dracu mă ia, deși sunt convinsă că n-o să mor curând, pentru că mi-am dat seama că nu reprezint o miză pentru dracu să mă ia la el. În rai mi-am pierdut tot ce speranță să mai ajung, că săptămâna trecută am intrat într-o biserică cu capul descoperit. Așa o să ajung în iad și, îți dai seama, o să mă vadă satana acolo să fie a... Tipețule, ce mi-ai făcut, mi-ai ținut-o pe moartea asta. Teodora o să trăiască mult și bine. Da. Să vină satana la mine și să zică, ia zi frumusețe, tactul e terorist, că vă că ești cam bubuită. Chiar n-are ce să facă, efectiv. Nici măcar satana n-are ce să facă cu mine. Maxim să mă dea exemplu de așa, nu la dracii amici. Să vină satana la mine să zică, că pusește oglindă? Da. Să vină ăsta la mine și să zică, ia zi dragă, te lepezi de apă plată? Și o să fiu, nu? V-am zis eu că e proastă. Vedeți, aveți grijă cu tâmpita asta, să nu o puneți pasta pe foc, că tâmpita asta îl stinge.
Și cumva cred că o să ajung în Iași pentru un păcat pe care îl fac și pe care l-am, sexul. Nu îmi place. Am această problemă în viață și cumva, da, eu înțeleg de ce. Eu din neplăcere am fost făcută, în neplăcere trăiesc. Eu am făcut sex de două ori în viața mea și odată pe parcursul a 10 ani cât am fost într-o relație și a doua oară la liber. Și mi-am dat seama că, bă, nu e pentru mine. Și prietenii cumva mă judecă și îmi zic că nu ai cum. Cum adică să nu îți placă situația? Băi, să mai cauți. Cât să caut? Am făcut-o deja cu doi, de la 4-5 încolo mi se pare deja job, adică... Mi-a zis unul odată, nu există așa ceva, cum să nu-ți placă sexul, dar nu trebuie să denunți, dar caută, dar trebuie să faci ceva, o să vezi, o să găsești o rezolvare. I-am zis, ho mă, cortea dracu, că n-am cancer, doar nu-mi place... Ce este această adunare de forță? Dar cumva am luat sfatul, pentru că chiar nu e prieten cortea, am luat sfatul lui și am zis, ok, o să merg la un doctor, doar că nu-mi dau seama la ce doctor aș putea să merg pentru o boală ca asta, așa că am căutat pe Google simptomele și mi-a rezultat că am boală mentală. Și cumva m-a deranjat așa ideea că a folosit cuvântul boală, că era clar că nu era semn de sănătate. Plus că atunci când ești sănătos, nici măcar nu cauți pe Google, nu? Cum ar fi să scrii într-o zi pe Google? Azi nu mă doare nimic, mă simt fericit și împlinit. Dar la ce ar putea să fie? Dar la inimă. S-a oprit. Nici nu ți-ai dat seama, mai așteaptă două zile, vezi dacă te împuți. Și atât din partea mea, mulțumesc frumos! Bravo!